Forțele de ordine egiptene au început operațiunea de evacuare a celor două tabere a protestatarilor pro-Mursi din Cairo. Polițiștii au tras focuri de avertizare și au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care refuza să părăsească zona, în ciuda apelurilor repetate lansate de autorități. Mai multe elicoptere militare survolează capitala egipteană. Lângă taberele adepților lui Mohamed Mursi au fost dislocate blindate. Agenția Reuters anunță, citând martori, că au fost ucise cel puțin 15 persoane. Protestatarii și-au ridicat tabere în afara unei moschei și în piața Nahda din vestul orașului, unde au rămas în ultimele 6 săptămâni. Purtătorul de cuvânt al Frăției Musulmane a declarat că 120 de adepți ai lui Mohamed Mursi au fost uciși în urma operațiunii. Totodată, televiziunea de stat a anunțat că au fost înregistrați 2 morți și 4 răniți în rândul militarilor.